Bună dimineața, Răzvan, bună dimineața, Dani. Trebuie să vă spun că și fetele luptă să ajungă la Euro, pentru că în acest moment mă aflu în cantonamentul echipei naționale feminine, aici la Mogoșoaia, iar alături de mine se află reprezentantele României, dar și selecționerul Mirel Albon. Bună dimineața! Bună dimineața! Avem două partide de foc, nu? Cu Lituania și cu Elveția. Da, două partide foarte importante. Din păcate, noi am debutat cu stângul în octombrie la Cluj, am pierdut cu Belgia 1-0 și în acest context această dublă este foarte importantă. Noi sperăm să facem puncte în ambele meciuri, astfel încât să rămânem în cursa pentru calificare la Campionatul European din 2021. Asta aveam să vă întreb, ce șanse avem să ajungem în Anglia la turneul final? Avem șanse reale, suntem într-o luptă directă cu Elveția și cu Belgia. Două dintre aceste două echipe se vor califica la turneul final, așa că eu zic că avem șanse bune, avem echipă bună. Din păcate ne lipsesc și în această dublă câteva jucătoare importante, însă lotul este complet. Avem jucătoare care joacă în alte țări, avem jucătoare care au jucat în Champions League, jucătoare cu mare experiență internațională, cu o mare dorință de afirmare. Elveția și Belgia au mai fost la turneul final, noi avem această dorință mare să ajungem și noi și în aceste condiții cred că ne vom bate până la final și eu sper ca la final să fim între echipele calificate. Vreau să stau de vorbă și cu fetele. Bună dimineața, Florentina! Bună dimineața! Spune-mi, te rog, ce înseamnă pentru tine să joci la echipa națională în primul rând și ce așteptări ai de la turneul final? Pentru mine este o mândrie să reprezint echipa României. Chiar meciul din această săptămână împotriva Lituaniei va fi al 168-lea meci. Chiar dacă sunt destul de multe, tot timpul am fost mândră să fac parte din echipa națională și să știu că staful tehnic se bazează pe mine ca și jucătoare. Cum este să fii capitanul acestei echipe și să le dai indicații tuturor fetelor? E minunat să fii capitanul acestor fete, sunt niște luptătoare, suntem un grup foarte frumos care ne ajutăm în momente grele și ne bucurăm împreună de reușite. Voi aveți superstiții cum au și băieții atunci când intră pe teren? Da, bănuiesc că fiecare are ceva, un ritual pe care îl face înainte de meci. Eu personal pășesc cu dreptul și îmi fac semnul cruci în momentul intrării pe teren. Trebuie să vă spun de asemenea că avem 9 fete care joacă în campionate din străinătate. Alături de mine se află Camelia. Bună dimineața, ești goalkeeper, nu la AS Roma. Da, bună dimineața tuturor. Cum ai început? Să joc fotbal. Să joci fotbal, da. Am început îi plăcea mult fotbalul tatălui meu și jucam cu verișorii și din momentul în când ei s-au înscris la fotbal, am zis că și eu trebuie să merg. Și tatăl meu a fost mereu alături de mine. În primul moment mama nu, după aia a început să mă urmească și ea și astăzi sunt aici. Tu ai dublă cetățenie. De ce ai ales să joci pentru echipa națională a României? Îmi face mare plăcere să reprezint țara mea de naștere și cred că mai ales pentru tatăl meu este un orgoliu să joc aici și sunt fericită de asta. Din câte am citit eu, ai început undeva în Italia, nu? Cu echipa bisericii? Da, la oratoriu de la biserică am început, eram mică și după aia am avut norocul ca să mă cheme o echipă de fotbal feminin și de acolo am început drumul. Cum este la AS Roma? La AS Roma este bine, eu mă simt foarte bine. În Italia fotbalul începe să crească din ce în ce mai mult, este intensitate și sper ca să pot să ajut în momentul ăsta acum colegele mele din România, pentru că vreau să facem cel mai bine cât putem. Ești în premieră la echipa națională. Ai emoții? Da, normal că este prima dată pentru mine și o să mă străduiesc, o să fac tot ce pot și știu că alături de mine am persoane care sunt, o să mă ajute în fiecare moment și asta este cel mai important. Mai am aici lângă noi o altă jucătoare de fotbal. Bună dimineața, Ștefania! Bună dimineața! Tu ești de foarte mult timp la echipa națională. Ce așteptări ai de la turneul final? Cred că cum își dorește fiecare dintre noi, cele care suntem aici, să ne calificăm la un turneu final ar fi o mândrie. Deși în anul 2012 ne-am mai calificat la Euro, la junioare, în Turcia și am ieșit pe locul 5,
din câte mi-amintesc. Deci, cred că ar fi un moment benefic pentru noi și pentru fotbalul feminin din România. S-ar dezvolta foarte mult, ar lua o amploare foarte bună și ar fi foarte important pentru noi. Îți place Alex Mitriță? Joacă pe același post ca și tine. Da, îmi place și de Alex Mitriță. Cred că la statură, nu știu dacă este foarte, foarte înalt decât mine, dar a ajutat foarte mult echipa națională, după cum s-a văzut în partidele trecute, și sper și eu la rândul meu să am același drum. Mulțumesc mult și multă baftă! La final, bineînțeles, vreau să văd dacă domnul antrenor o să mă oprească aici în echipă, așa că tot timpul mi-am dorit să execut o lovitură de la 11 metri. Până atunci, Răzvan Dani, mă întorc la voi, pentru că am și aici lângă mine un portar de viitor. Acum ce face? Floriana este mai aproape. Floriana este stângace, să nu uităm. Păi cu mâna, nu cu și cu picioarele. Este stângace și cu picioarele este ambidextru. Stați să vedeți, lovește la fel de bine, la fel de bine cu stângul. Bine. A lovit bine. Deci și cu dreptul. Bravo. Floriana, te-am pierdut. Noroc că nu faci limita de vârstă. Te pupăm, Floriana. Știm că știi cu mingea. La toate ieșirile noastre la Iarbă Verde, Floriana lovește foarte bine.